Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Mințăr, dacă e bun, găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află invitat în studio astăzi domnul Sorin Vrăjitoru, deputat PSD în perioada 2017-2020. Bună ziua, domnule deputat, bine ați venit! Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație! Să începem cu informația momentului. A fost semnat contractul pentru pasajul de la Drajna. Dați-ne mai multe informații! Da, este o mare bucurie pentru mine și pentru că la Rășeni este un proiect al meu în momentul în care eram deputat. În anul 2019 am depus un amendament la bugetul de stat privind construirea acestui important nod rutier, pasajul de la Drașna, așa cum este cunoscut de noi, de Călărășeni și nu numai. La vremea respectivă, mulți nu mi-au dat șanse, nu mi-au dat credit cu acest proiect. Am făcut o conferință de presă, inclusiv aici, la Călăraș, cu media călăreștiană, și vă spun sincer că 90% din ei spuneau că au mai făcut sau au mai încercat parlamentari să facă câte ceva în județul nostru și nu au reușit timp de 30 de ani. Eu le demonstrez că am reușit. Am reușit cu acest pasaj și astăzi, ca fatalitate sau nu, sau o coincidență majoră, la fix 2 ani de zile de când am depus amendamentul. Cu, uh, pentru construirea acestui pasaj, astăzi a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor. Licitația a fost uh, încheiată de curând? Ne puteți spune numele societății care a câștigat uh, lucrarea? Da, licitația a fost uh, săptămâna trecută, uh, s-a desemnat câștigătorul, dar uh, avea un termen de 10 zile, din, dacă nu greșesc, pentru contestații, sau terminat și contestații, deci nu avem contestații la licitație. Bucuria mare a mea este că a câștigat o firmă din România, o firmă importantă din România. Pot și să dau și, și numele, Arcada rog. De, la, de la Galați, o societate care este specializată în construirea acestor uh, proiecte de infrastructură rutieră. Uh, în ce perioadă vor începe lucrările? Vor începe cu lucrările de proiectare, din câte, din câte înțeleg? Conform contractului, uh, au șase luni de zile pentru proiectare. Și 18 luni pentru execuție. Din discuțiile purtate, proiectarea va dura mai puțin, deci constructorul și asumă uh, obligație morală să, uh, să vină cu proiectarea în, două, în circa 2-3 luni de zile și să înceapă și execuția cât mai rapid, fiindcă știm cu toții ce probleme avem uh, la Drajna din punct de vedere al traficului uh, rutier. Valoarea proiectului este. Valoarea proiectului este undeva la 20 de milioane de euro fără TVA. Este un proiect major, un proiect complex. Pasajul de la Drașna, așa cum l-am gândit eu în momentul în care am depus amendamentul și discuțiile purtate cu specialiștii la vremea respectivă a fost să fie construit pe patru benzi. El este la profil de drum european, astfel încât să-l putem integra ulterior în DN21, ca și DN21 să ducem la, la 4 benzi, să-l facem drumul european. Aceasta este o idee de viitor. I-ați forțat un pic să demareze lucrările și pe DN21 și să lărgească la patru benzi. Da, era un, era un proiect tot, tot al, al meu. La vremea respectivă, Ministrul Transportului agrease această idee să mergem și cu DN21 la patru benzi. S-a schimbat, PSD-ul a plecat de la guvernare, dar uh, vedem astăzi că lucrurile bune făcute de guvernarea PSD și în mandatul Partidului Social Democrat uh, produc efecte și dau roade și în, chiar dacă uh, Partidul nostru astăzi este în opoziție. Pasajul de la Drajna realizat cu banii de la buget, fonduri europene? O să fie un mix uh, de finanțare. Uh, din câte am înțeles, există posibilitatea să ducă și pe, pe zona de planul de redresare și re, reziliență, dar uh, pasajul are toți indicatorii economici aprobați, are finanțare, are tot. Pasajul de la Drajna se va realiza. Cât de greu a fost de la amendament până în momentul de față când s-a semnat contractul? Uh, să știți că nu a fost ușor. Uh, în doi ani de zile să faci să depui amendamentul, să faci studiile de fezabilitate, prefezabilitate, să iei toate avizele. A fost o muncă cron cronometru, dacă pot să spun așa. Și aici vreau să, să felicit direcția regională de drumuri și poduri Constanța. Ei sunt titularul lucrărilor. Conducerea de la vremea respectivă, domnul director Dima, domnul director Ichim, domnul director Marcu și toată echipa dumnealor de acolo, care... A făcut posibilă elaborarea documentației necesare, astfel încât astăzi să avem toate avizele luate, avem studiile făcute și licitația făcută și semnat contractul de finanțare. Vă spun că nu este ușor ca în 2 ani de zile să putem să ducem un proiect atât de mare să-l ducem la practic pe ultima 100 de metri. Din câte știu eu este cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din ultimii 30 de ani de pe raza teritoriului județului Călăraș. Pentru asta, să știți că, fără să mă sunt mândru de că am realizat în mandatul meu acest, acest proiect extrem de important pentru noi, pentru călărășeni. Ne puteți da câteva date tehnice despre lungimea proiectului? Da, proiectul se întinde pe 2,74 km. Arcada care traversează calea ferată are în jur de 303 metri are, iar ca și uh, garanții uh, pasajul are un termen de 60 de luni uh, garanție. Știu că inițial au fost două proiecte prezentate pe piloni sau uh, dați-ne Da, din câteva. studiile de fezabilitate și aici uh, am pierdut puțin uh, timp uh, dar fac o paranteză, cel mai optimiști dintre noi și stăm de vorbă cu cei din conducerea regională și nu credeam că vom reuși în 2 ani de zile să comprimăm aceste, aceste termene. Vă spuneam că nu, nu credeam că o să reușim ca toate avizele, că fiindcă au fost necesare avizul de la Transelectria, Transgaz, CFR, toate utilitățile trec pe, prin acest punct, punct rutier și a fost destul de, de mult de, de muncit. Într-o discuție telefonică și am avut un contact permanent cu cei de la Direcția Regională privind elaborarea acestor documente și săptămânal. Uh, pentru a ne coordona și uh, aduce cu celeritate la capăt uh, acest pasaj, îmi trimiteau raport de progres și chiar ne-am scos aici și îmi spuneau raport de pro progres în săptămâna 28 a 2019. Următoarea săptămână, raport de pro progres. S-a efectuat uh, ce au realizat. ce au săptămâna... realizat Ne-am împotmolit aici. Domnul deputat, haide să vedem ce putem să facem. Mergeam la Ministerul Transportului, mergeam la Ministerul... domnule. Haideți să vedem să putem să mergem cu, cu ele înainte. La un moment dat mă și învățase domnul deputat de la Craș, cu pasajul de la Drașna, domnul vrăjitorul, da? Eu sunt, da. Și, dar, în final am, am reușit să, să ajungem în punctul de astăzi și pentru mine și cred că și pentru călășenii este o mare bucurie. Uh, inițial, revin la întrebarea mea, inițial au fost prezentate două proiecte da. Detaliați-ne un pic. Din studiul de fezabilitate au ieșit două variante de construire a acestui pasaj: pe grins de beton și pe grins de oțel. Varianta pe grins de oțel era și mai scumpă și avea un termen de execuție a lucrării de 24 de luni. Varianta de pe, pe grins de beton cu armătură de de fier și sunt niște componente speciale tehnice care sunt incluse în acest proiect. A reieșit din studiul de fezabilitate un termen de 18 luni pentru, pentru construire și ca și costuri un pic, un pic mai mici decât varianta pe, pe oțel. Și atunci s-a luat decizia de către specialiști să mergem pe această variantă de, de beton cu termen de finalizare în 18 luni de la începerea lucrărilor conform informațiilor publicate astăzi de reprezentanții ministerului, se pare că ar exista posibilitatea ca societatea câștigătoare să finalizeze lucrările înainte de termenul prevăzut în contract. Aveți această informație? Da, constructorul ne-a ne ne transmis că există această posibilitatea să finalizeze lucrările cât mult mai repede decât termenul prevăzut în în contract, astfel încât noi estimăm și sperăm, ne dorim ca anul viitor, undeva în, luna septembrie, dacă timpul ne va permite și să pasajul să fie undeva spre finalizare. Astăzi s-a semnat, Ministrul Transportului a semnat contractul de execuție, dar spre uimirea mea și spre, vreau să vă dau o informație la cald, Ministrul atunci nu a votat bugetul de stat din 2019. Deci a semnat contractul de finanțare cu pasajul acum, dar în momentul în care bugetul de stat din 2019 a fost aprobat și împreună cu amendamentul meu, usr nu a votat bugetul. Deci, ce să mai spunem despre acești oameni care astăzi spun ceva și mâine fac altceva. Profit de prezența dumneavoastră în studio și aș vrea să mai abordăm câteva subiecte. Anul acesta intră în vigoare noua lege a pensiilor. Voiam să vă întreb dacă noi, ca și călărășeni, ar trebui să ne facem griji că vom pierde acea facilitate pe care dumneavoastră ați obținut-o cu pensionarea anticipată. Pensionarea cu doi cu ani mai devreme a călărășenilor. Vis-a-vis -vis de... Uh, celălalt uh, proiect al meu cu uh, pensionarea mai devreme datorită polurii remanente uh, le transmit că la rășinilor că nu există niciun risc ca uh, legea să nu meargă înainte legea acum este în vigoare ea uh, uh, a fost promulgată și uh, produce efecte uh, fiindcă noua legea pensiilor care intră în septembrie anul acesta am prevăzut de, dinainte împreună cu patru colegi, am depus un amendament la, uh, legea, la noua lege a pensiilor cred că l-am pe aici, pe undeva, da? În care uh, călărașul din nou beneficiază de, de, în lista orașelor de această reducere a vârstei de, de pensionare. Deci, deci ați vrut într-un fel să preîntâmpinați. Să preîntâmpin, că nu știam uh, în ce formulă va fi... Bă, Structura parlamentară, și atunci mi-am asigurat că ce am făcut eu pe legea pensiilor, în care călărșenii beneficiază de reducerea vârstei de standard de pensionare cu 2 ani de zile, va merge mai departe și în următoarea, în următoarea perioadă. Și profit de ocazie că m-ați întrebat, fiindcă am avut multe discuții în spațiu online vis-a-vis -vis de. Această pensionare cu 2 ani de zile mai devreme, uh, mulți nu credeau că se este posibil, că se va realiza. Uh, erau și informații false, că știți că în mediul online mai circulă și uh, fake news și aici -am, am luat uh, un document în care uh, eu sunt inițiator și colegii mei parlamentari deputați PSD au semnat pentru susținere, pentru, pentru susținere și pentru călăreșeni. Uh. Tot legat de, de acest uh, subiect, știu că nu doar locuitorii municipiului călărași, sunt și câteva localități limitrofe uh, unde locuitorii vor beneficia de această pensionare anticipată. Da. Uh, pe o rază de 8 km de la sursa de poluare remanentă, textul de lege spune că beneficiază toți locuitorii care au domiciliat timp de 30 de ani. În acest uh, sens, în afară de. Uh, Locuitorii municipiului Călăraș beneficiază de și am aici de la Casa de Pensii, vorbim pe documente ca felul lumea nu mai crede. Beneficiază și modelul și cu Zavodă pe o rază de 8 km. Deci, pe 8 km de la sursa de poluare remanentă, toți locuitorii beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani de zile. În speță, în călărași 13.490 de persoane, modelul 1.390. Persoane, persoane beneficiază de re reducerea vârstei standard de pensionare pe o perioadă de 10 ani de, de acum încolo, cât operează legea. Uh, am ajuns la legea pensiilor. Astăzi se votează pentru eliminarea legilor, uh, pensiilor speciale. Cum comentați? Da. Uh, colegii mei parlamentari uh, PSD, de fapt, este proiectul din legislatura trecută. Au solicitat eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Astăzi va fi momentul adevărului să intre cu ea în plen și vom vedea cine vrea eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari și cine nu vrea. Eu o să fie simplu, vedem la vot cine a votat și cine n a votat. Dar, repet, Partidul Social Democrat dorește eliminarea acestor pensii speciale pentru, pentru parlamentari. În perioada în care a fost deputat, ați făcut parte din Comisia de Agricultură. Agricultură. Bănuiesc că și aici sunteți la zi cu toate noutățile, și voiam să, să vă întreb despre anul agricol. Cum, cum îl vedeți? Anul agricol, din punctul meu de, de vedere, acum, cu precipitațiile care au căzut, este o ușurare pentru fermieri, fiindcă seceta instalată de anul trecut a dat mari bătei de cap. Și vă spun că, datorită fenomenelor extreme, Mulți fermieri sunt la pragul falimentului. Vedem că despăgubirile de primăvară încă nu au venit. Începe anul agricol, începem să mănțelele la cultura de floarea soarelui și la cultura de porumb. Fermierii așteptau aceste despăgubiri, ei o să-și facă treaba, o să însămânțeze pământul, dar le trebuie neapărat un sprijin din partea statului. Sperăm, repet, precipitațiile care au căzut să refacă rezerva de apă din sol și astfel să pornim și cu o rezervă cu un an agricol mult mai bun decât a fost anul trecut. Și vedem ce se întâmplă pe, în piața agroalimentară. alimentară, vedem că în continuare importurile de carne de porc sunt în jur de 75% din necesarul nostru. Noi importăm carne de porc, importăm carne de pui, importăm produse alimentare și astfel balanța comercială a României cu uh, statele cu membre UE este pe minus. Vedem pe un site de socializare că fermierii au ieșit în stradă zilele trecute protestând uh, pentru că nu și-au primit subvențiile la timp. Subvenția uh, de secetă, deci nu -au, au primit uh, nimic. Știți cumva când vor, fi, când vor fi acordate? De la guvern vin semnale în acest, în acest sens. Nu avem bugetul venit în Parlament. În momentul când bugetul, sunt diferite informații pe persuse, că sunt prinse despăgubirile, că nu sunt prinse în buget, dar până când bugetul nu va ajunge în Parlament, în comisiile de specialitate, să vedem exact uh, capitolul bugetar, unde trebuiau prinse, dacă sunt sau nu sunt, uh, în momentul de față, ele, ele nu apar. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă așteptăm cu alte informații de interes pentru călărășeni. Mulțumesc mult și o zi frumoasă vă doresc și multă sănătate.